Zăpadă din abundență în România în plină primăvară, iar veștile de la Administrația Națională de Meteorologie nu sunt încurajatoare. Iarna va continua să-și mai facă de cap o perioadă, chiar dacă suntem în a doua jumătate a lui martie. În Gorj, stratul de zăpadă a ajuns la 5 metri. Drumarii au intervenit cu utilaje speciale pentru că omătul viscolit nu mai poate fi îndepărtat cu lamele. Pentru intervalul următor vorbim mai degrabă de o vreme specifică a anotimpului de iarnă, atât din punct de vedere termic, cât și al precipitațiilor, că iarna este prezentă în zona țării noastre. Și acest lucru se va întâmpla posibil, cel puțin din informațiile pe care le avem la acest moment, până în jurul datei de 24 martie. Discutăm de temperaturi maxime care nu vor depăși cel mult 10-11 grade Celsius și minime preponderent negative. Este posibil ca pe parcursul nopții de duminică spre luni și luni să vorbim și de precipitații mixte sub formă de lapoviță și ninsoare și în capitală.